Ne începem activitatea în plină criză politică, o criză politică iscată din senin, provocată de Partidul de Guvernământ și de majoritatea parlamentară, printr-o irresponsabilitate crasă față de interesul public. Reglările de conturi din interiorul lor, bătăliile interne și dorința de dominație din PSD, practic, a creat o criză politică în România cu niște consecințe extrem de grave asupra imaginii României în lume, asupra mersului economiei și a societății în ansamblu. Avem astăzi un partid de guvernământ care a câștigat alegerile mințind oamenii și promițând lucruri total nerealizabile, care după 6 luni de zile recunoaște că a avut probabil cel mai prost guvern din istoria post-decembristă, și pe de altă parte avem un cuplu, probabil nu tradițional, care a ocupat Palatul Victoria fără niciun fel de legitimitate. În acest context, dragii mei, ne începem activitatea ca birou politic executiv ales al Partidului Național Liberal.